Elevii care nu au promovat examenul de bacalaureat în prima sesiune au acum o a doua șansă. Absolvenții de liceu au susținut astăzi prima probă scrisă, cea la limba și literatura română. În județul Buzău, bacul de toamnă se susține într-un singur centru de examinare, la liceul teoretic Alexandru Marghiloman din municipiul Reședință de județ. La ieșirea din sălile de examen, cei mai mulți candidați erau de părere că testul a fost mai ușor decât în prima sesiune. Subiectele. A fost foarte ușoare. A fost de ales între Mihail Sadoveanu și George Călinescu. Și ai făcut? Da, am făcut. La ce note te aștepți? Să vedem. Că nu zic nimic. Ok, destul de ușoare. A picat la subiectul 3 Mihail Sadoveanu și subiectul 1 și 2 au fost destul de ușoare. Sinonimul a fost puțin mai dificil, dar într-un final eu cred că am făcut corect. De ce spui că a fost mai dificil sinonimul? Ce cuvânt a fost? Nu mai știu exact să vă zic cum suna în propoziție. Erau făcute și nefăcute și depindea de contextul propoziției pentru a înțelege ce înseamnă și pentru a scrie un sinonim corect. Doar la română ai dat? Astăzi? Nu, dau și la matematică, dar dau mâine. Da. Da. Vreau să te întreb dacă te-ai pregătit vara asta mai mult față de prima sesiune. Și pentru prima sesiune m-am pregătit și mi-a picat ceea ce am dorit la subiectul 3, doar că am scris foarte urât și nu s-a înțeles ce am scris. Și din cauza aceea am luat notă de trecere, dar nu mi-a ieșit media. Au fost ușoare. La ce notă te aștepți? Nu știu, 5, cred. Te-ai pregătit vara asta mai mult la română? Mai dai și alte probe? Da, la română, la matematică și la logică. Te mai teamă acolo decât aici? Da, la matematică. Am avut de ales între Baltagul de Mihail Sadoveanu și Enigma Otiliei de George Călinescu. A fost destul de ok. La ce notă te aștepți? În jur de, de nota 8. Cum au fost subiectele? Nici grele, nici ușoare. A fost ok. La ce notă te aștepți? Nu știu, sper că un 5, 6, ceva de genul, da. E singura probă la care dai? Nu, și matematică și biologie o să dau. Da. Emoții mai mari la matematică? Da, un pic mai mari. Grele. Grele s-au părut? Da. Bacul de toamnă a venit și cu o premieră. Lucrările nu vor mai fi corectate ca până acum, ci se va face o evaluare digitalizată. Înainte de ieșirea din sala candidaților, lucrările sunt scanate și încărcate într-o platformă online, iar apoi sunt repartizate aleatoriu profesorilor evaluatori selectați, corectura făcându-se online. În județul Buzău, de la prima probă a celei de-a doua sesiune a bacalaureatului, au absentat 50 de candidați dintr-un total de 379 de elevi înscriși. Știu că vor fi corectate digital, e un lucru bun? Din punctul meu de vedere, da, este un bun, deoarece așa nu s-ar mai greși foarte mult și ar fi destul mai de ok. Cred că o să fie un lucru bun din cauza că nu o să fie greșel, bănuiesc, față de cum ar fi fizic. E ceva ce nu ai făcut de bun exemplu pe care nu l-ai făcut deloc? Nu, am făcut tot. La toate am scris. Știi că vor fi corectate digital lucrurile. Da, da, da. E un lucru bun asta din punctul de vedere? Da. Cum s-a procedat? Au fost scanate în fața ta sau cum s-a procedat? Da. În fața mea, da. Mai departe ai așa o idee ce vrei să faci? Nu, chiar nu. După, întâi să văd, să iau pacul și după mă gândesc. Mâine se va desfășura proba obligatorie a profilului la matematică sau istorie, iar vineri, 18 august, cea la alegere.